Bine ați venit la cea de-a 16-a lecție a cursului Descoperiri 5, lecție pe care am numit-o Slujind cu o mentalitate corectă. Ne aflăm în cadrul celui de-al treilea domeniu de studiu al cursului nostru, domeniu pe care l-am numit Conducerea și Slujirea Eficientă. Odată ce ți-ai descoperit darul slujirii și, pe baza acestuia, locul în care să slujești, trebuie să te preocupe eficiența slujirii tale. Impactul și roadele slujirii. Nu cred că este cineva care să nu-și dorească o slujire eficientă, rodnică, binecuvântată și răsplătită de Dumnezeu. Ei bine, vedeam dățile trecute că o astfel de slujire presupune să nu faci lucrarea de unul singur. Ori pentru asta trebuie să-ți asumi valorile uceniciei și ale muncii în echipă. Apoi am văzut că slujirea eficientă este o slujire responsabilă, care dovedește credincioșie față de principiile și prioritățile de lucrare trasate de Dumnezeu. Chiar dacă noi măsurăm succesul unei lucrări pe baza rezultatelor ei, Dumnezeu o măsoară pe baza credincioșiei față de valorile și metodele Lui. În acord cu această ultimă afirmație, Doresc să ne continuăm analiza slujirii eficiente, observând că eficiența slujirii are de-a face și cu mentalitatea corectă în care slujim. Nu vom avea o slujire eficientă dacă nu ne raportăm corect la conceptul de slujire. Slujire triunitară În primele lecții ale acestui curs am privit la inima de slujitor al lui Hristos. Am învățat să slujim în smerenie, iubindu-i pe oameni, sacrificându-ne pentru ei. Am învățat să facem slujirea cu un ștergar în mână și cu o cruce pe umăr. Am văzut, în concluzie, că slujirea autentică impune să ai o inimă ca lui Isus. Apoi am analizat darurile spirituale date credincioșilor de către Duhul Sfânt. Nu poți face o lucrare eficientă cu propriile tale puteri, abilități sau talente naturale. Avem nevoie de înzestrările supranaturale ale Duhului, căci o slujire de impact etern poate fi realizată numai în puterea Duhului. În această a treia secțiune a început să ne preocupe eficiența slujirii noastre pentru că ne dorim ca, prin roadele lucrării pe care o facem, Dumnezeu Tatăl să fie glorificat. Domnul Isus le spunea ucenicilor săi în Ioan 15 cu 8, Dacă aduceți mult rod, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. O astfel de slujire, care să aducă mult rod, ne dorim și noi, nu pentru meritele sau laudele noastre, ci pentru slava lui Dumnezeu. Observați, vă rog, matricea triunitară a acestui curs, o slujire cu o inimă ca a lui Hristos, o slujire în puterea Duhului și o slujire spre gloria lui Dumnezeu, Tatăl. Astăzi doresc să continuăm să căutăm slava lui Dumnezeu în slujirea pe care o facem fiecare dintre noi. De aceea, mentalitatea cu care slujim este foarte importantă. Dacă îmi concentrez întreaga slujire pe mine, dacă totul se învârte în jurul meu, Dumnezeu nu are cum să fie glorificat. Când însă ne gândim lucrarea avândul pe Dumnezeu în centru și având cuvântul său ca ghid și temelie, o astfel de lucrare îi va aduce slava cuvenită. Soli de o gloria. Lui Dumnezeu singurul îi se cuvine gloria. În ultimii ani s-a remarcat o mutare tot mai apăsată a accentului creștinismului, de pe gloria lui Dumnezeu pe împlinirea și afirmarea umană. În anul 1993, teologul american David Wells a scris una dintre cele mai provocatoare cărți religioase din secolul 20, bestsellerul Nu-i loc de adevăr. Subtitlul cărții, de fapt, este o întrebare directă. Oare ce s-a întâmplat cu teologia evanghelică? Această carte este considerată cea mai reușită analiză a deviației creștinismului din ultimii ani, în prim plan fiind tocmai mutarea de pe centralitatea lui Dumnezeu pe centralitatea umană. Eu în centrul slujirii, Dumnezeu la periferie. Cartea lui Wells a avut un impact atât de puternic printre pastorii, teologii și misionarii evanghelici, că în anul 1996, aici în Anglia, la Cambridge, s-au adunat cei mai influenți dintre acești lideri evanghelici. Și după ce au analizat în detaliu situația creștinismului evanghelic, pornind de la cartea lui Wells, au redactat și au semnat una dintre cele mai importante mărturisiri de credință din ultima vreme, așa numită Declarația de la Cambridge, semnată la 20 aprilie 1996. Vă citesc doar un fragment de articol din această declarație, care atinge problema dezbătută în lecția de azi. Peste tot prin biserici, pe unde autoritatea biblică a fost pierdută, Hristos a fost înlocuit, Evanghelia a fost deformată sau credința a fost pervertită, totul s-a întâmplat dintr-un singur motiv. Interesele noastre le-au înlocuit pe cele ale lui Dumnezeu și noi facem lucrarea lui în felul nostru. Pierderea centralității lui Dumnezeu în viața bisericii de astăzi este pe cât de răspândită, pe atât de tristă. Această pierdere permite transformarea închinării într-un spectacol, a predicării Evangheliei într-un marketing, a credinței într-o tehnică automotivațională de a fi mai buni sau de a ne simți mai bine. Iar credincioșia a fost înlocuită cu succesul. Ca rezultat, Dumnezeu, Hristos și Biblia au ajuns să capete o însemnătate mult prea mică. Dar Dumnezeu nu există ca să ne satisfacă ambițiile noastre, poftele umane, apetitul pentru succes sau interesele noastre spirituale private. Noi trebuie să ne concentrăm atenția pe Dumnezeu mai degrabă decât pe satisfacerea nevoilor noastre. Dumnezeu este suveranul, nu noi. Grija noastră trebuie să fie împărăția lui Dumnezeu și nu Imperiul Personal, popularitatea sau succesul nostru. Reafirmăm faptul că mântuirea este de la Dumnezeu. A fost îndeplinită de Dumnezeu și este pentru gloria lui Dumnezeu. Prin urmare, doar pe El trebuie să-l glorificăm întotdeauna. Trebuie să ne trăim întreaga viață înaintea lui Dumnezeu, sub autoritatea lui Dumnezeu și doar pentru gloria lui Dumnezeu. Dragii mei, astfel de valori ar trebui să stea la baza slujirii fiecăruia dintre noi. Slujirea noastră trebuie să fie făcută ca răspuns la chemarea lui Dumnezeu, cu resursele lui Dumnezeu și pentru gloria lui Dumnezeu. Aceasta este mentalitatea cu care trebuie să slujim, indiferent cât de vizibilă sau invizibilă, de măruntă sau măreață, este lucrarea în care ești implicat. Mentalitate culturală versus mentalitate creștină. Într-un curs despre formarea de lideri, Profesorul Timotei Rusu identifică cele cinci elemente care alcătuiesc conceptul de conducere. Iată care sunt acestea: 1. persoana sau liderul, cel care conduce. 2. destinația sau viziunea, adică scopul, direcția și ținta care trebuie atinsă. 3. grupul, echipa care trebuie să urmeze și să implementeze viziunea. 4. deplasarea schimbarea propusă de viziune sau progresul de la punctul A la punctul B. Și 5. Maniera, modul în care se realizează progresul, metodele de lucru. După cele le înumeră, autorul oferă un tabel comparativ în care toate cele cinci elemente sunt analizate în paralel, din perspectivă seculară și din perspectivă biblică, sau așa după cum le identifica Bill Lorenz după modelul cultural, sau după modelul creștin? 1. Liderul. Cel care conduce. Conform modelului secular, liderul trebuie să fie un tip puternic, carismatic, foarte talentat, gata să facă orice pentru a fi promovat în conducere sau pentru a-și păstra poziția, cu o mare încredere de sine, cu putere de convingere, cu dar de șefie, cu atitudine de stăpân. Care știe să se impună. Conform modelului biblic, un lider creștin este un slujitor smerit. El nu caută întâietatea și afirmarea, fiind interesat doar de gloria lui Dumnezeu. Un slujitor, un lider creștin, este chemat și investit de Dumnezeu într-o slujire. Nu el a dat din coate să ajungă acolo, ci Dumnezeu l-a așezat. Ca atare, el slujește cu bucurie în echipă, promovându-i fără teamă pe alții că știe că din locul în care l-a așezat Dumnezeu nu-l poate îndepărta nimeni decât Dumnezeu. Liderul sau slujitorul creștin este înzestrat de Dumnezeu. El nu slujește în puterea și abilitatea lui, ci în puterea și cu înzestrarea Duhului. De aceea, slujirea lui nu va atrage atenția înspre talentul propriu. Ci spre măreția, bunătatea, harul și generozitatea lui Dumnezeu. Se spune despre creștinii din Londra secolului XIX: că ieșeau din marile biserici cu predicatori celebri, exclamând: Ce predicator extraordinar! Ce predică bună! Dar când părăseau tabernacul lui Spurgeon, reacția lor era: Ce Dumnezeu măreț! Ce mântuire minunată! Liderul sau slujitorul creștin este om de caracter. Caracterul este punctul forte al slujirii lui, contribuția lui majoră. Restul este contribuția lui Dumnezeu. Liderul sau slujitorul creștin dovedește credincioșie. El ascultă de chemarea lui Dumnezeu, împlinește viziunea lui Dumnezeu folosind metodele lui Dumnezeu. Liderul sau slujitorul creștin are o inimă de slujitor. El nu dă din coate ca să fie promovat sau să ajungă sus, ci se coboară la alții pentru a ridica și promova în slujire. Liderul sau slujitorul creștin este gata de sacrificiu. El își câștigă autoritatea nu prin impunere, ci prin supunere și jertfă. 2. Viziunea. Ținta care trebuie atinsă. Conform modelului secular, viziunea este o atribuțiune a liderului. Ea este un rezultat al inteligenței liderului, a experienței lui din acel domeniu sau chiar rezultatul concurenței cu alte societăți sau organizații similare. Conform modelului biblic, viziunea este descoperită și dăruită de Dumnezeu. Ea este un rezultat al inimii lui, al iubirii lui față de oameni și a grijii față de biserică. Viziunea este un dat divin, de aceea, datoria liderului este să o descopere în rugăciune, să o comunice clar echipei și să o urmeze în tocmai cu credincioșie, pasiune și devotament. 3. Echipa. Cei care urmează și implementează viziunea. Conform modelului secular, Echipa este formată din inferiori, subalterni, pe care îi conduci, dându-le directive, comenzi și sancțiuni. Conform modelului biblic, munca sau slujirea în echipă presupune recunoașterea faptului că în trupul lui Hristos toți suntem egali, chiar dacă avem roluri și poziții diferite. De aceea, slujim împreună și mai ales ne slujim unii pe alții. Pe cei din echipă care sunt încă în formare îi ajutăm să crească. Pe cei cu potențial și care dovedesc caracter îi promovăm. Pe cei descurajați îi încurajăm. Pe cei căzuți îi ridicăm. Slujim împreună și ne slujim unii pe alții. Atunci când slujim în echipă, conducerea devine coordonare. Coordonarea se face prin inspirație și motivație, iar inspirația se face prin exemplul personal. Un lider de echipă nu spune faceți asta, ci spune să facem asta împreună. Chiar atunci când trebuie să disciplineze, un lider creștin o face cu o inimă îndurerată și cu dorința de reabilitare. 4. Implementarea. Aplicarea și rezultatul viziunii. Conform modelului secular, implementarea cu succes a unei viziuni, sau altfel spus progresul, este unicul scop al organizației. Progresul justifică orice compromis, iar cei din echipă care nu fac performanță, care nu fac față cerințelor de a face posibil progresul, sunt retrogradați sau concediați. Conform modelului biblic, performanța Progresul, sau altfel spus, roadele slujirii sunt atribuții unii a lui Dumnezeu, nu ale celor ce slujesc. Evaluând slujirea făcută în Corint, Apostolul Pavel concluzionează: Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Ce fel de rezultate va avea slujirea noastră? Nu mai ține de noi, ci de Dumnezeu. Dumnezeu face să crească. Ce ține de noi este să ne recunoaștem fiecare locul și rolul în slujire. Unul udă, altul sădește și să slujim cu excelență cât putem noi de bine, dându-ne toată silința și folosind la capacitate maximă darurile cu care am fost înzestrați. Așadar, Preocuparea noastră principală nu trebuie să fie rezultatul slujirii, ci credincioșia cu care slujim, dacă folosim metodele lui Dumnezeu, dacă slujim după modelul lui Hristos și dacă slujim în unitatea Duhului. Andy Stanley avea perfectă dreptate atunci când afirma: Pentru noi, succesul unei slujiri nu este dat de rezultatul acelei slujiri, ci de credincioșia cu care am slujit. Credincioșia este responsabilitatea noastră. Rezultatele sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. 5. Metoda. Maniera de conducere. Conform modelului secular, liderul trebuie să facă performanță cu orice echip. Pentru atingerea scopului, el poate folosi orice metodă la îndemână. Recompensa, dictatura, mijloace de constrângere, manipularea, sancțiunile, și așa mai departe. Oamenii pe care îi conduce nu sunt importanți. Ei pot fi folosiți, forjați sau tratați ca mijloace. Totul pentru împlinirea scopului. Conform modelului biblic, un lider creștin nu are metode de constrângere. El nu poate dicta, amenința sau manipula. Desigur că și el își dorește ca cei din echipa lui de slujire să dea tot ce au mai bun pentru Domnul să slujească cu pasiune, devotament și sacrificiu. Dar cum îi poate convinge pe aceștia să o facă? În anul 2008, profesorul Andrew Clark de la Universitatea din Aberdeen a realizat una dintre cele mai complexe analize a metodelor de conducere ale Apostolului Pavel. Dincolo de modelul conducerii slujitoare sau a valorii muncii în echipă, Clark identifică la Pavel două metode principale de conducere, sau cum le numește el, instrumente ale conducerii. Acestea două sunt retorica și imitația. Altfel spus, conducerea prin cuvânt și faptă. Un lider motivează prin cuvinte. Datoria lui este să comunice echipei cât se poate de clar viziunea pe care a primit-o de la Dumnezeu. Dacă cei din echipă vor fi convinși că viziunea lui este, de fapt, voința lui Dumnezeu, îl vor urma în implementarea ei. De aceea, liderul trebuie să se asigure că cuvintele lui au autoritate. O autoritate care vine dintr-o relație profundă cu Dumnezeu. Când cuvintele tale sunt cuvintele lui Dumnezeu, ele au întotdeauna autoritate. Apoi, un lider motivează prin exemplul personal. Observați de câte ori folosește Pavel în epistolele sale formule de genul Urmați-mă pe mine. Uitați-vă la mine. Că despre mine eu însă Apostolul și a dorit ca bisericile plantate de el să aibă cel puțin aceste trei calități esențiale: credincioșie față de primirea și transmiterea Evangheliei, puritate personală și unitate între ei. Cum i-a motivat la aceasta? Prin exemplul personal. Dragul meu, învață-i pe cei din echipa de slujire cum să slujească, slujind tu în mod exemplar. Am analizat pe componente conceptul de conducere, privind la lider, la viziune, la echipă, la rezultat și la metodă. Unii, sunteți implicați într-o anumită formă de conducere, Având diferite responsabilități în slujirea Bisericii. Alții sunteți parte a procesului de formare, sunteți implicați într-o grupă sau într-o echipă de slujire. Ce ar trebui să rețineți din lecția aceasta? Că mentalitatea cu care slujim este foarte importantă. Uitați-vă la modelul secular de conducere. Dumnezeu lipsește cu desăvârșire. Totul se învârte în jurul liderului. Poziția lui, echipa lui, succesul lui. În același curs de conducere menționat anterior, profesorul Timotei Rusu dă ca exemplu răspunsul lui John McCormack, un specialist consacrat în pregătirea liderilor, la întrebarea Cu ce și cum contribuie un lider la dezvoltarea unei organizații? Ascultați răspunsul acestuia. 1. Dezvoltă și conceptualizează viziunea sau scopurile principale pe termen lung ce se doresc a fi obținute. 2. Clarifică și comunică scopurile și obiectivele. 3. Observă acele planuri pe termen lung și acele structuri organizaționale care vor fi necesare pentru a capacita organizația să-și îndeplinească obiectivele propuse. 4. Alocă responsabilitățile și determină misiunea departamentelor principale sau obiectivele anumitor sarcini. 5. Determină metodele ce trebuie adoptate pentru a monitoriza rezultatele, pentru a măsura progresele și pentru a hotărâ care este direcția de acțiune. 6. Este o resursă cheie în rezolvarea problemelor și în depășirea dificultăților întâlnite pe parcursul desfășurării activităților. 7. Comunică scopurile și obiectivele, precum și orice alte modificări sau schimbări în ceea ce privește direcția abordată. 8. Motivează, inspiră, Încurajează, răsplătește efortul și succesele, corectează și disciplinează performanța nesatisfăcătoare. Menține moralul și spiritul de echipă. 9. Își asumă pe deplin rezultatele. Toată responsabilitatea stă pe umerii lui. 10. Reprezintă grupul sau organizația în relațiile cu mediul exterior. Epuizant, nu-i așa? Știți de ce atât de mulți creștini obosesc în lucrare? Se epuizează? Pentru că încearcă să facă totul. Să facă de unii singuri și să facă în puterile lor. În acest model secular de conducere al lui McCormack, liderul generează viziunea, comunică viziunea, el organizează, el de responsabilități, el monitorizează rezultatele, el disciplinează, iar în final își asumă pe deplin rezultatele. El este bosul, șeful, patronul, omul cheie, resursa cheie. Totul pleacă de la el. Sub privirea lui se face totul și totul se întoarce spre lauda lui. Totul stă pe umerii lui. El, el, el și iarăși el. El este indispensabil. Dragii mei, Atât de ușor putem cădea în capcana aceasta. Să devenim noi centrul slujirii sau implicării noastre. Să credem că la un moment dat am dobândit suficientă experiență în slujire încât să ne descurcăm și singuri, fără Dumnezeu. Să ne credem indispensabil și să ne purtăm ca atare, cu aroganță și pretenții. Și să nu mai depindem de Dumnezeu în rugăciune, în supunere și în ascultare. Să facem slujirea prin puterea noastră, cu abilitatea noastră luând totul pe umerii noștri. Vorbeam în cadrul cursurilor trecute despre maturitatea spirituală, că ea este inversul maturizării fizice. Pe plan fizic, maturizarea înseamnă independență. Cu cât crești, cu atât depinzi mai puțin de părinți. Faci tot mai multe lucruri fără ajutor. Ei tot mai multe decizii singur. Ei bine, în plan spiritual, maturizarea înseamnă dependență. Cu cât crești spiritual, realizezi că tot mai mult depinzi de Dumnezeu. Tot mai puțin slujești cu puterile tale și tot mai mult în puterea Lui. Tot mai puțin iei tu deciziile în slujire și tot mai mult urmezi călăuzirea Lui. Dragul meu, indiferent de departamentul în care slujești, poate ai deja experiență în slujire, Vreau doar să spun că experiența acumulată ar trebui să conducă la o tot mai mare dependență, nu la ignorarea lui Dumnezeu. Dar uitați-vă acum și la modelul creștin de conducere. Totul este centrat pe Dumnezeu. Liderul își are locul și rolul lui, dar nu el este centrul. Viziunea este a lui Dumnezeu. Echipa slujește în termenii lui Dumnezeu. Rezultatele slujirii sunt responsabilitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Indiferent de implicarea ta în biserică, vizibilă sau invizibilă, de față sau de culise, constantă sau ocazională, asigură-te că ceea ce faci îl pune pe Dumnezeu în centru, că îi aduce lui întreaga glorie. În concluzie, și în esență. Indiferent de slujirea pe care o faci, există doar două feluri de a face slujirea: punându-te în centru pe tine sau punându-l în centru pe Dumnezeu. Tu cum alegi să slujești? Vă invit să luați un timp de 10 minute în care să răspundeți la întrebările din manual. Apoi, după ce ați notat răspunsurile. Discutați cu cei din grupul de studiu atât răspunsurile, cât și ce v impresionat din ceea ce ați auzit. Mulțumesc. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze.